în care apostolii se simțeau părăsiți și orfani, pentru că Mântuitorul Hristos se înălțase la ceruri, dar le dăduse promisiunea că nu-i va lăsa singuri, ci că le va trimite Harul Duhului Sfânt, care va lucra toate în biserică. Duhul Sfânt care va face ca Domnul nostru Iisus Hristos să fie prezent pretutindenea în lume și în sufletul fiecărui credincios care cere de la Dumnezeu Harul Duhului Sfânt. Acum eu însă vin la tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei. Iată ce ne dorește nouă Dumnezeu și ce dorește să ne dăruiască nouă, lucrul pe care noi cu toții, cu disperare, fie că știm, fie că nu știm, că suntem conștienți sau că nu suntem conștienți, îl căutăm în toată viața noastră și în tot ceea ce facem noi în această viață. Prin toate cele pe care le facem, căutăm să fim fericiți. Să avem sănătate, să ne bucurăm de cei din jurul nostru și ei să fie sănătoși, să avem o bunăstare materială, să avem toate cele de trebuință. Unii de multe ori aleargă după mult mai mult, unii caută fericirea în plăceri de tot felul, păcătoase sau mai puțin păcătoase. Și dacă stăm să analizăm fiecare dintre cazurile acestea în parte, ne dăm seama că oamenii nu prea găsesc fericirea cea adevărată. Bucuria aceasta despre care vorbește Mântuitorul Hristos și pe care El dorește să o dăruiască celor care îl urmează pe El. Pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei. Știm poate din experiența noastră a fiecăruia dintre noi că bucuria cea adevărată vine numai de la Dumnezeu. Și că lumea aceasta, trupul, toate cele materiale pot să ne aducă o satisfacție de moment. Dar nici de cum bucuria aceasta deplină despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos. Bucuria pe care am avut-o apostolii când au plecat din locul în care Mântuitorul Hristos se înălțase la ceruri. Din punct de vedere omenesc, din punctul de vedere al logicii după care ne ghidăm noi, ei trebuiau să fie triști. Trebuiau să fie triști pentru că învățătorul lor, prietenul lor, fratele lor, cel pe care îl urmaseră mai bine de 3 ani de zile, după ce că l-au văzut răstignit, mort, bătut, scuipat, batjocorit, pus într-un mormânt și s-au întristat, l-au văzut mai apoi și s-au încredințat că a înviat din morți, după cum le spusese, iată că Mântuitorul Hristos îi părăsește din nou. Dar le oferă promisiunea că nu vor rămâne singuri. Și le spune minunatele cuvinte care și nouă ne aduc astăzi bucurie. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Și ne spune Sfânta Scriptură, Evanghelia pe care ați auzit-o citindu-se joi de înălțarea Domnului, că după înălțarea Domnului la cer, ucenicii au plecat la casele lor cu bucurie mare foarte. Iată, în ciuda tuturor acestor lucruri care sunt întristătoare pentru orice om, iată că după o astfel de despărțire, ucenicii au plecat bucuroși, cu bucurie mare foarte, având poate nostalgia aceea pe care și noi o avem când cineva pleacă de la noi sau pleacă de acasă, dar avem nădejdea și bucuria că va reveni și că plecarea aceasta va fi de scurtă durată.
Și iată, durata aceasta scurtă a plecării Mântuitorului Hristos este răstimpul acesta dintre înălțarea Domnului la cer și Duminica Cinzecimii. Și iată că noi astăzi retrăim timpurile acelea când biserica nu luase încă ființă, dar comunitatea, adunarea celor care îl urmau pe Mântuitorul Hristos erau în așteptare. Biserica, din punct de vedere dogmatic, exista. Erau apostoli, erau toți cei care îl urmau pe Mântuitorul Hristos, dar din punct de vedere istoric, biserica a luat ființă la cinzecime, în Duminica Rusaliilor, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli și lucrarea aceasta sfințitoare a bisericii a început să își facă lucrarea misionară în lume. Și până în ziua de astăzi, Duhul Sfânt se revarsă asupra noastră prin lucrarea pe care biserica o are în lume. Nu-l vom găsi pe Duhul Sfânt în altă parte. Este Duhul Sfânt în toată zidirea. Fiecare fir de iarbă pe care îl vedem că are viață în el, nu ar putea să aibă viață fără lucrarea Duhului Sfânt. Dar în biserică ni se împărtășește nouă harul Duhului Sfânt prin Sfintele Taine. Ni se dă harul Duhului Sfânt pentru toate cele ce ne sunt nouă de folos. Dar mai ales pentru ceea ce ne spune Sfânta Evanghelie pe care ați auzit-o astăzi. Iar viața cea veșnică este aceea, ca să te cunoască pe tine, singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Iată dar că în cununarea tuturor bunătăților, în cununarea acestei bucurii depline pe care Dumnezeu o dă celor care îl cunosc și îl urmează pe el, este încununată de dobândirea vieții celei veșnice. Și pentru asta ne străduim și ne luptăm noi în viața aceasta. Oare doar ca să avem sănătate, ne luptăm și ne rugăm? Oare doar ca să se oprească ploile și să vină vremea frumoasă? Oare doar ca să ne vindecăm de boli sau ca să avem o bunăstare materială? Dacă am face lucrurile acestea, ar însemna că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și adevăratul țel al creștinului este acela de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și asta înseamnă viața cea veșnică. Pentru că, deși este întristător și nu este plăcut pentru noi să ne gândim la moarte, totuși Dumnezeu ne învață că moartea pentru noi creștini nu este o finalitate, ci că existența noastră continuă mult după ce pășim pragul acesta al morții. Și dacă ne limităm doar la cele pe care le putem dobândi cât timp suntem pe pământul acesta, în viața aceasta, înseamnă că nu l-am înțeles și nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Adevăratul țel al creștinului este acela de a-L cunoaște, de a se bucura și de a se desfăta de Dumnezeul acesta minunat pe care îl avem noi creștinii. Dumnezeul acesta care s-a făcut om pentru ca să-i fie omului frate și Dumnezeul acesta care a ales să moară, să sufere, să se chinuie, să fie chinuit mult pentru noi și iată care ne însoțește pe tot parcursul vieții noastre și nu ne lasă nici de cum singuri și nu ne lasă să rămânem la voia întâmplării, ci El este Cel care rânduiește și economisește viața noastră. Iar ceea ce ne rămâne nouă de făcut este să căutăm să-L cunoaștem pentru ca să dobândim lucrul acesta despre care ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, viața cea veșnică, ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Citeam zilele trecute
o predică a unui părinte care spunea că dacă noi am luat din Sfânta Scriptură toate descrierile despre Dumnezeu și din tradiție și din toate sursele pe care le avem și să le punem cap la cap pe toate, să le adunăm și să facem o imagine comună și să spunem, iată, acesta este Dumnezeu, imaginea aceasta ar fi una falsă. Pentru că Dumnezeu este mult mai mult decât ceea ce cunoaștem noi despre El sau decât ceea ce putem noi cunoaște despre El. Și de multe ori noi oamenii tindem să-L reducem pe Dumnezeu după mintea și imaginația noastră. Să ne imaginăm un Dumnezeu cum am vrea noi să fie și nu așa cum este El cu adevărat. Și astfel Dumnezeul acesta pe care ne-L imaginăm noi nu este Dumnezeu. Este un idol, este un fals Dumnezeu. Și cunoașterea cea adevărată a Dumnezeului celui viu nu ține de noi sau nu ține numai de noi, ci este tot un dar al Duhului Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit bisericii ca să împlinească toate cele de trebuință pentru mântuirea noastră. Și dacă noi căutăm să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu pentru ca Duhul Sfânt să se bucure, să odihnească și să sărășluiască întru noi, Duhul Sfânt este Cel care ne va da în suflet și în minte, fără să știm noi cum se petrece aceasta, cunoașterea Dumnezeului Celui Viu. Sfinții pe care biserica noastră îi are au ajuns la măsura aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt. Pentru că au păzit poruncile Mântuitorului Hristos. Ne spune Mântuitorul Hristos că cel ce mă iubește păzește poruncile mele. Și iată, primul pas este să-L iubim pe Dumnezeu, să căutăm să păzim poruncile Lui și legile pe care El ne le-a dăruit și să căutăm ca viața noastră să-L atragă pe Duhul Sfânt, nu să-L respingă pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este respins de către păcatele noastre și chiar de către oricare gând rușinos sau de către fiecare gând care nu este plăcut lui Dumnezeu. Dar dacă ne vom strădui și vom cere de la Dumnezeu ca El întru Duhul Sfânt să ne dăruiască cunoașterea aceasta a Lui, cu adevărat bucuria noastră va fi deplină pentru că vom găsi ceea ce lumea aceasta întreagă caută nebunită și adică bucuria aceasta și desfătarea pe care ni le poate dărui numai Dumnezeu. Și atunci vom realiza faptul că toată viața noastră și toate întâmplările plăcute sau neplăcute din viața noastră vor avea un sens pentru că Dumnezeu este sensul, bucuria, plinătatea și împlinirea vieții noastre. Amin. Vă reamintim că se apropie sărbătoarea hramului nostru, că vom avea în mijlocul nostru Sfintele Moaște de la Mănăstirea Paiana Brașov ale Sfinților Petru, Pavel și Andrei și vă așteptăm pe toți să ne bucurăm împreună la sărbătoarea hramului nostru și bineînțeles și duminicile care urmează până atunci. Să aveți o duminică binecuvântată, cu pace și cu bucurie. Și să ne revedem cu toții sănătoși. Amin.